Val de cutremure în România în doar 25 de minute în județul Gorj. S-au produs numai puțin de 3 seisme, dintre care unul de 4,2 pe scara Richter. A fost un cutremur în zonă mai puțin obișnuită, și anume în județul Călăraș, la doar 23 de kilometri de București. Toate informațiile vin de la Iulia Ruxanda. Bun găsit, Iulia! Bun găsit tuturor! România este iată lovită de un nou val de cutremure, iar cele mai recente au avut loc în zona Olteniei, care de altfel se confruntă cu mișcări seismice de o bună perioadă de timp, am putea spune. Primul care s-a resimțit extrem de puternic de altfel s-a produs în județul Gorj și a avut o magnitudine de 4,2 grade pe scara Richter. Mișcarea seismică a avut loc mai exact la o adâncime de aproximativ 9 km sub pământ, la ora 23:33, iar oamenii din zonă spun că nu doar că l-au simțit puternic, ci chiar s-au speriat foarte tare. Mai mult decât atât, acesta a fost urmat și de o replică la doar câteva minute distanță, iar pe parcursul nopții, în total, în județul Gorj, au avut loc 3 mișcări seismice. Și în județul Călăraș a avut loc un astfel de cutremur cu o magnitudine de 2,6 grade pe scara Richter la ora 1:47. Foarte important de menționat însă, până în acest moment nu au fost înregistrate pagube semnificative după noul val de cutremure din România, dar echipajele de intervenție vor merge cel mai probabil în recunoaștere pe teren. Iar asta în special pentru că în zona Olteniei mișcările seismice din lunile trecute, știm foarte bine, au avariat numeroase clădiri, iar autoritățile vor trebui și ele acum, bineînțeles, să monitorizeze atent întreaga situație.